Independența a fost marcată și la înălțime cu ocazia sărbătorii însoțitorii de bord ai unei companii aeriene de la noi și au schimbat uniforma clasică pe una tradițională, iar celebra statuie din Bruxelles a fost îmbrăcat și el în straie populare. Cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, stewardesele Air Moldova au îmbrăcat ieia și fusta tradițională în locul uniformelor. Pasagerii vor avea parte pe parcursul zborului de mai multe surprize plăcute. Vor fi întâmpinați cu plăcinte și vin, servite în vase tradiționale. În comunicatul de presă al Air Moldova se menționează că fiecare pasager de la bordul aeronavelor va fi surprins cu un mesaj de felicitare la locul din avion, acesta fiind imprimat pe tetierele de pe fotolii, iar fiecare copil va primi câte un cadou special. Surprize de ziua independenței vin și de la Bruxelles. Celebra statuie Manneken Pis a apărut astăzi pe rețelele de socializare, de asemenea în costum tradițional. Costumul moldovenesc se încadrează în suită de peste 1000 de costume ale celebrei statui. Ținutele sunt adaptate mărimilor băiețelului de bronz de 60 de centimetri. Impresionanta colecție este găzduită de Casa Regelui din Piața Mare, în Bruxelles.